Cartierul Tătăraș va avea cea mai mare grădiniță din Iași. Aceasta va fi construită pe amplasamentul fostei clinici de dermatologie și va fi cea mai mare unitate de învățământ preșcolar din oraș. Până atunci, continuă lucrările de extindere și modernizare a grădiniței cu program prelungit numărul 1. Cum cererile părinților pentru locuri în creșe s-au înmulțit, la creșa numărul 14 s-au înființat două grupe de copii, iar licitațiile pentru extinderea și dotarea creșelor numărul 1 și 10 vor fi reluate. De asemenea, s-a aprobat angajarea a 10 infirmiere și educatoare.